aici, în capătul spre oraș, a fost o clădire mare care semăna cu gara. Și în timpul bombardamentului, nemții au confundat clădirea aia, au confundat-o cu gara și au bombardat aici. În 56 a fost curățată de pușcăriași, plin de armament și de proiectile și tot felul de prostiori scos de el. Ori curățată. După aia, în, nu mai știu, 2000, nu știu cât, a fost iar betonată din nou, atunci a fost betonată și acum iară, când? Acum 3 ani a fost iar curățată din nou și, dar văd că nu s-o prea. Nu, adică nu arată nici cum vreau să zic, că trebuia betonat fundul, că e plin de iarbă, e mizerie. E ca paianjă, nu-i pe jos iarbă. Crește până sus, crește mai mare ca apa. Și e împânzită pe jos, e plină. Asta vine ăștia să o curețe, dar nu ea numai cu furca pe deasupra, ce se rupe așa. Asta ar trebui cu ceva aparat ăsta, să aibă ceva cositoare, ceva, nu există să nu fie ceva cositoare, să cosească din jos, din punct, tot în rotă. În 2002-2003, când a avut ăsta, patronul de aici, restaurantul, avea pălac acolo, a avut restaurantul ăla, el m-a plătit, l-am curățat, cu mâna l-am curățat. Băgam mâna în apă, învârteam așa, luam un smog de iarbă și o trăjeam până umpleam barca, vinea ca pe aia de din jos. S-a adunat și într-o săptămână am curățat-o. Și după 2-3 ani m-a dat-o iară, de 3 ori am curățat-o.